Am câteva minute la dispoziție și o să abordez un subiect care îmi este mie drag. Calea spirituală, modul în care schimbă practica, mintea omului, abilitățile, capacitățile, gradul de toleranță în fața diverselor situații, flexibilitate mentală, etc., etc. E un subiect care cred că ar trebui să pasioneze pe oricine, însă în special pe cei care au început să parcurgă o anumită cale spirituală. Ascultați aici. În esență, ascultarea o regăsim în toate tradițiile. O regăsim în tradiția creștină, unde cei care, repet, sunt angrenați serios pe calea spirituală, nu persoanele laice, da? Ci călugării. Călugării care chiar au luat acea cale a ascezei, a nevoințelor, care au depus voturile monahale. Da? Unul dintre ele este cel al ascultării. De ce este necesară ascultarea? Desigur, putem să mergem la Vasile cel Mare, la întemeietorul monahismului creștin, și să găsim acolo niște explicații despre ascultare, despre tăierea voii personale, tăierea voinței, ca și element indispensabil pentru pogorârea Duhului Sfânt. Însă, explicațiile de ordin mistic nu sunt convingătoare neapărat pentru toți cei care pășesc pe această cale și care n-au experimentat încă rezultatul căii, adică chiar pogorârea Duhului Sfânt, și astfel încât să înțeleagă prin proprie experiență legătura intrinsecă între practica ascultării și rezultatul acesta minunat al îndumnezeirii omului. Și recent am întâlnit o situație similară, dar n-are sens să intru în detalii, în care, de asemenea, oamenii sunt extrem de mult testați printr-un efort conștient de lungă durată, printr-o asumare, printr-o implicare a lor în diverse activități de tip dharma, da? Dar care se fac poate după sistemul lumesc. Țineți minte că Milarepa, marele yoghin tibetan, a fost pus de maestrul lui de Marpa să construiască tot felul de turnulețe și case și apoi să le dărâme. E bine, la fel sunt maestri în zilele noastre care își pun discipolii la treabă și le utilizează la maximum potențialul, în special pe direcție pe care aceștia sunt pregătiți. Și asta este un mare talent al unui astfel de maestru, de a ști ce să-ți dea de făcut. Adică ce se potrivește tipologiilor și skill-urilor tale, cum se spune. Acum, foarte mulți oameni ajung să se sature de genul acesta de activități, să acționeze, însă să fie ușor neconvinși de faptul că poate undeva este și un interes financiar la mijloc al maestrului, sau poate că undeva a intrat în un sistem gen sectă, adică pot să apară tot felul de temeri, de îndoieli pe parcurgerii căi. Și evident că sunt îndreptățiți să-și pună astfel de probleme și ar fi bine chiar să și le analizeze cu multă sinceritate, deoarece este foarte greu să discerni între un maestru care îți cere să faci anumite lucruri și ți le cere cu o anumită detașare și vezi că nu este agățat de rezultatul lucrurilor pe care ți le-a dat să le faci, adică până la urmă dacă ești bine, dacă nu ești foarte bine, genul acela de maestri care privesc către realizarea ta, către modul în care te-a transformat pe tine munca și nu către rezultatul muncii propriu-zise, cu alte cuvinte, nu se supără dacă n-a ieșit, nu au probleme dacă, așa, nu se entuziasmează prea tare dacă a ieșit foarte bine, etc. Da? Deci, trebuie să fii capabil să vezi în această atitudine a maestrului dacă intenția cu care el exercită această formă relaționară a ascultării cu discipolul, prin care el îi dă acestuia lucruri de făcut, dacă nu cumva este făcută de o persoană egotică și nu de un adevărat maestru.
Însă odată ce ți-ai înlăturat toate îndoielile pe această cale, ajungi să experimentezi un lucru foarte interesant în perioadele de practică. După ce ai muncit ca un nebun și ai tras cu foarte mare entuziasm pe niște zone de dharma, cum se spune, deci de ajutorare a școlii de yoga sau a, știu și eu, cauzei maestrului respectiv, în momentul în care ajungi să practici, practica ta este extrem de susținută datorită faptului că inclusiv mentalitatea și comportamentul tău, rezistența la suferință, indiferența la condiții adverse, toate astea te-au călit într-un anume fel. Practic, dacă faci karma yoga, cum se spune, karma yoga, da? Adică acțiune în folosul practicii spirituale detașate, da? Acțiunea integrat divin detașată. Dacă o faci fără o intenție din aceasta egotică, tot antrenamentul acesta se maturizează în tine printr-o formă extrem de, printr-un caracter extrem de adaptabil și de răbdător. Un caracter care apoi, cu care apoi poți să spargi munții, adică este un instrument foarte puternic de practică spirituală. De ce vă spun asta? Pentru că căile astea tradiționale sunt extrem de dificile, mai ales pentru omul de tip occidental, comod, aflat într-o zonă de confort, știți voi. Te duci, îți dă la învățătura și după aia zice, hai, închide-te în cămăruța asta, 10-12 ore pe zi meditează, în tăcere, mănâncă o masă pe zi, timp de 3 ani. Puteți să vă rupeți fără telefon, fără tabletă, fără contacte sociale, deci pur și simplu o retragere în care mintea este focusată asupra unui unic obiect al practicii ei, conform principiului că doar cei care fac performanță ating rezultate performante. E o regulă care nu face excepție nici în zona spiritualității. Și atunci, evident că dacă ai fi tu cel care este la începutul căii, abia ai dat cu nasul de învățătura respectivă, dar ești molcuț și căldicel în toate cele, pentru că așa te-a creat societatea, dacă ai începe să practici imediat după ce ai primit învățătura fără să faci această karma yoga, evident că rezultatele tale ar fi mediocre. Ai abandona imediat, ai fi foarte tentat să renunți la primele semne ale insuccesului sau la primele zile când vezi că nu ai rezultate notabile. Însă odată ce un maestru își revarsă această grație de a te freca la cap și de a te ține în tensiune și în suspans și de a-ți educa voința, spiritul, de a te antrena pe zona aceasta de acțiune socială, acțiune civică, cum vreți să-i spuneți, da? În momentul ăla, aș putea spune că, repet, doar în cazurile în care aceste persoana care acceptă acest gen de antrenament al umilinței de sine, al ascultării, atinge un înalt nivel de răbdare, de acceptare, practic schimbă total personalitatea și comportamentul. Mulți, la așa cuvinte mari, ar sări car și în sus și ar zice, vai, cum să accept eu să mi se schimbe personalitatea? Asta înseamnă depersonalizare, asta înseamnă spălare pe creier, asta înseamnă, nu, asta înseamnă pregătire. Dacă tu ești mulțumit cu mintea ta cum este acum, de ce ai venit la yoga? Rămâi acolo unde ești, că înseamnă că ți-e bine, așa cum ești. Dar dacă chiar vrei să faci performanță, chiar vrei să te transformi, chiar vrei să depășești acest ego efemer, să cunoști supraconștiința, infinitul, pe Dumnezeu, ce vrei să spui? Nu poți să-ți mai permiți luxul să cari după tine prețiozități, lene, nu se poate, amor propriu, infatoare, căcaturi de-astea mici care țin de personalitatea noastră limitată, egotică, față de micile plăceri, gâdilituri ale egoului. Și atunci vine un maestru de ăsta și țop, 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 ți le retează pe toate cât ai zice pește, într-un mod foarte dur. Asta dacă chiar alegi să intri în acest gen
de cârdășie spirituală în care El te acceptă ca discipol și zice, te-ai dat pe mâna mea, te duc până la capăt, iar tu l-accepți ca maestru și spui, mă las pe mâna ta, am încredere totală, fac tot ce îmi spui pentru că știu că ăsta este scopul și acolo mă vei duce. Genul ăsta de pact spiritual este foarte rar. De ce e rar? Pentru că, în general, occidentalii merg către maeștri spirituali cu atitudine de precupeți. Sunt la piață, la talciocul spiritual. Ia să văd ce îmi cumpăr astăzi. Îmi cumpăr ca la chakra, îmi cumpăr dzogchen. Ce cursuri plătesc? Ce mai plătesc? Și au vin cu această atitudine samsarică, această atitudine de om din lume, da? Cu mintea samsarică, vin în zona spiritualității și se așteaptă că dacă ei au plătit, să primească. Și ce să primească? Păi rezultate. Ei nu înțeleg că, în general, în marea majoritate a cazurilor, ei achită costurile de deplasare și un mic cadou pentru maestru, da? Că scopul respectivului nu este să se îmbogățească din așa ceva, da? Asta în cazul celor autentici. Că odată ce ți-a dat învățătura și te-a acceptat ca discipol, ar cam trebui să faci tot ce spune el pe zonă spirituală. Asta nu înseamnă că dacă el îți spune să bei gaz și pe urmă să scoți flăcări, e cazul să încerci trăznaia asta, că n-ai de unde să știi cât de specialist e pe medicină sau pe alte lucruri. Dar, în esență, trebuie totuși să iei foarte în serios sfaturile dintr-o perspectivă a unuia care știe că maestru a depășit toate condiționările umane obișnuite. Asta, intri în genul acesta de legământ sacru cu un maestru doar dacă ai înțeles acest lucru și chiar ai convingerea, cum să spun eu, convingerea intimă, sinceră, că ai întâlnit ceea ce trebuie. Nu credulitate, nu proiectivitate a ceea ce îmi doresc să întâlnesc și, de fapt, e doar proiecția minții mele, acolo mă auto-halucinez. Deci, e nevoie de un nivel foarte mare de maturitate spirituală când intri într-o astfel de relație, de încredere. Și nu e doar o relație de încredere, să fie una de iubire profundă. Adică iubirea duce la această acceptanță dincolo de toate. Adică în momentul în care sufletul tău recunoaște spontan acea esență spirituală care emană din maestru, în momentul acela apare un gen de iubire care nu este personală, este non-personală, este un respect și o atracție și o atracție sufletească către prezența maestrului care nu poate fi comparată cu nimic, nici cu copiii, nici cu soția, nici cu părinții, cu niciun gen de iubire lumească, darmică, samsarică. Așa că asta este ideea, că eu am constatat că dacă faci karma yoga din inimă și pentru faptul că ți-a spus-o maestru și vine din Dumnezeu și o faci fără ego, fără implicare egoistă, fără posibilitatea de a fi rănit de potențialul rezultat, de faptul că iese sau nu iese, de fără să fii rănit dacă nu ți se mulțumește după ce ai reușit sau poate ți se mulțumește prea mult și te simți măgulit. Toate astea sunt capcane și ele identifică faptul că implicarea e egotică și nu duce acolo unde e menit să ducă acest antrenament. Antrenamentul este menit să ducă la îmblânzirea minții, la o minte instrument pentru etapele superioare ale practicii. Când ai băgat meditație și nu te ridici până nu obții rezultatul. Și o faci cu o forță și o încredere și o detașare de toate durile fizice, de tot disconfortul, de toate alea, că te miri și tu, băi, păi, dacă încercam asta acum un an, era imposibil să ajung până aici. Ăsta este sentimentul pe care îl ai atunci când practici și ai această pregătire în spatele tău, prin ascultare. Eu ceea ce vă povestesc este din practica mea yoghină, nu este din practica creștină, chiar dacă am folosit termenul de ascultare. Să știți că sinonimul există și în zona aceasta de practicanți spirituali pe zona yoga, în special yoga tibetană.
Astea sunt lucrurile pe care mi-am dorit să vi le împărtășesc așa ca pe o mică revelație spirituală de moment. Și sper că vă vor fi de folos aceste observații ale mele. O zi bună să aveți!